Dispensarul din Comuna Găiceanu a început să prindă contur. Lucrările planificate a fi efectuate în anul 2007 s-au finalizat. În momentul de față, dispensarul este complet ridicat. În anul 2009, lucrările vor fi demarcate la sfârșitul lunii martie. Până la sosirea unui grup de voluntari din Olanda, autoritățile locale trebuie să facă toate demersurile necesare recordării la rețeaua de apă, la cea electrică și la canalizare. Căile de acces și sistematizarea exterioară vor fi realizate prin contribuția comunității locale. Proiectul nostru care avem în Comuna Găiceana este vorba de un dispensar medical, mai mult un centru medical, pentru care vrem să oferim populației de acolo, care în momentul de față trebuie să meargă la Podul Turcului dacă există o problemă medicală. Și prin proiectul care este construit de voluntari olandezi, oferim medic de familii, stomatolog și farmacie, adică aducem serviciile medicale mult mai aproape în comună. Asociația Betania a întocmit împreună cu personalul medical lista dotărilor necesare pentru buna desfășurare a activităților medicale. Mai mult decât atât, pe lângă medicina de familie, în acest dispensar va funcționa și o farmacie, un cabinet stomatologic și o rezervă cu paturi pentru cazurile mai grave. La finalizarea lucrărilor se speră ca dispensarul medical din Găiceana să satisfacă nevoile de asistență medicală ambulatorie pentru întreaga zonă, la standarde europene.